Am încercat să prezentăm în cadrul evenimentului nostru declarația 394 în formatul ei nou, extins. Declarație care vine cumva în întâmpinarea contextului european, în direcția raportării tranzacțiilor în format electronic pentru o auditare electronică. Bineînțeles, declarația 394 rămâne un subiect controversat. Ordinul publicat de autorități este pe alocuri neclar. Cu toate astea, cred eu că am făcut cu invitații noștri un schimb de informații foarte benefic, atât pentru noi cât și pentru dânsii. Avem în continuare o serie de întrebări cu privire la declarație, modul de implementare, aspecte practice, ce au vrut autoritățile să obțină prin noua declarație 394, dar cred că avem și o direcție bună înspre o nouă metodă de furnizare a informațiilor către autorități, și anume o metodă extrem de detaliată, urmând ca, de cealaltă parte, autoritățile să primească informațiile, să le revizuiască și să le analizeze în format electronic. Ne îndreptăm cu pași repezi, aș spune eu, chiar și în partea aceasta fiscală, înspre era digitală, seturi mari de date analizate, care ne dau trenduri, care ne dau excepții, care trebuie interpretate, analizate și care analiză va da un anumit rezultat. Evident, asta pe termen lung, pe termen scurt rămâne faptul că declarația 394 este mult mai extinsă, mult mai detaliată, având un impact asupra entităților, atât la nivel de resurse umane care trebuie pregătite, cât și la nivel de resurse tehnice care trebuie updatate, la nivel de informații, informațiile probabil pe care trebuie să le extragem din sistem va trebui să fie mult mai detaliate. Declarația 394 în format extins, din punctul nostru de vedere, nu este neapărat o noutate, ea fiind un răspuns al României la contextul european, așa cum am spus și la început. La nivel european există fișierul SAFTI, fișier folosit pentru auditarea informațiilor în format electronic de către autoritățile din diferitele state membre. România a făcut un pas foarte curajos prin declarația 394. Rămâne să o implementăm și să o folosim cât mai bine putem noi pe viitor.